Tragedie în capitală. Un polițist aflat în timpul liber a murit într-un accident rutier după ce motocicleta pe care o conducea s-a ciocnit violent cu un autoturism. Martorii susțin că bărbatul ar fi plecat de la semafor pe o roată. După impact, polițistului i s-au efectuat manevre de resuscitare, dar fără niciun rezultat. Atenție, urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional. Tragedia s-a produs în fața Palatului Parlamentului. Ionuț Negrilă se afla în timpul liber cu motocicleta personală în momentul în care a intrat în coliziune cu un autovehicul. Tânărul în vârstă de 30 de ani era agent șef adjunct de poliție în cadrul brigăzii rutiere. Din imagini se observă că impactul a fost extrem de brutal. Tânărul a rămas prăpușit pe șosea în timp ce motocicleta a derapat zeci de metri față de locul accidentului. Medicii susțin că impactul a fost mult prea violent pentru ca bărbatul să aibă șanse de supraviețuire. Este vorba de un accident foarte grav cu victima motociclist. Din păcate, la sosirea echipajului cu medic, adică a noastră, a trebuit să declarăm decesul, leziunile fiind incompatibile cu viața. Este unul din exemplele de accidente tipice, de accidente foarte grave, în care motociclistul de obicei aproape că nu are nicio șansă. Zeci de persoane s-au adunat la fața locului și au aprins lumânări în memoria polițistului. Imaginile cu familia tânărului sunt sfâșietoare. Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a ieșit negativ. Traficul în zona unde s-a produs accidentul a fost restricționat pe toată durata cercetărilor în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier.